Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. În fiecare an, la data de 27 octombrie, Arhiepiscopia Bucureștilor, dar și credincioșii din toată țara, se află în sărbătoare, pentru că îl cinstim în mod deosebit pe Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. De aceea, în această perioadă, pelerini din toată țara vin pe colina Bucuriei să aducă cinstire acestui sfânt atât de iubit de credincioșii din toată țara. Vorbim deci astăzi despre Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, și despre pelerinaj ca modalitate de mărturisire a lui Hristos. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele David Pestroiu, consilier eparhial în cadrul sectorului de învățământ și activități cu tineretul din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și preot la Biserica Flămânda din București. Părinte consilier, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit, Doamne ajută! Așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet, vorbim despre Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, un sfânt care aduce de fiecare dată pe colina Bucuriei alți sfinți, și știm acest lucru din sfintele moaște care sunt aduse în fiecare an aici în București și miile de credincioși care vin să-l cinstească în mod deosebit. Și v-am ruga la început să ne vorbiți un pic despre viața Sfântului Dimitrie cel Nou. Aș vrea să încep prin a remarca faptul că Sfântul Dimitrie cel Nou ne este atât de drag, în primul rând, pentru că este un sfânt de al nostru, din neamul nostru, pentru că știm bine că neamul românesc s-a format în acest areal, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, și numeroase localități, numeroase așezări păstrează graiul românesc și tradițiile noastre și la sudul Dunării. Așa se face că Sfântul Dimitrie în sătucul Basarbovo de la sudul Dunării s-a remarcat prin simplitatea vieții lui, un lucru nu lipsit de importanță pentru noi cei de astăzi, care ne complicăm viețile foarte mult și ar trebui din când în când să recurgem la aceste modele de simplitate, de inocență, de puritate sufletească. Acele gesturi ale lui de căință pentru întâmplarea nefericită cu stricarea cuibușorului de păsărele arată o puritate a sufletului greu de întâlnit în ziua de astăzi, arată faptul că el era un trăitor, un rugător, un postitor, un om care era prieten al lui Dumnezeu și prieten al creației lui Dumnezeu. De asemenea, Sfântul Dimitrie se remarcă prin minunile pe care le-a făcut după trecerea sa la cele veșnice, atât descoperirea minunată a sfintelor sale moaște, cât și celelalte minuni care au urmat după aceea, vindecările, împlinirea rugăciunilor pentru care el s-a arătat și se arată un puternic mijlocitor înaintea tronului Preasfintei Treimi, și pentru aceasta a fost cinstit după cuvință atât în sudul Dunării, cât mai apoi și la nord, atunci când sfintele sale moaște au fost aduse de generalul rus Petr Saltykov pentru a nu fi profanate de turci, și ulterior, prin bunăvoința unui credincios de la București, Hagi Dimitrie, au fost așezate în Catedrala Mitropolitană, actuala Catedrală Patriarhală, spre a fi ocrotitor al Bucureștilor, așa cum a rămas până în ziua de astăzi. Ce învățăm noi din simplitatea acestui sfânt atât de iubit de credincioși? În primul rând, ar trebui să remarcăm faptul că pentru a fi aproape de Dumnezeu, nu ai nevoie să-ți complici viața foarte mult. Nu ai nevoie să te pierzi în amănunte și în detalii care te împiedică să alegi calea cea simplă și curată către împărăția lui Dumnezeu. De aceea,
Oamenii simpli dintotdeauna au fost dați ca exemplu. Petrețuța vorbea de bătrâna aceea care, deși murtară de noroi pe picioare, este în simplitatea ei, în rugăciune, în fața icoanei Maicii Domnului, mult mai elevată decât toți filozofii din lume, care se rătăcesc în tot soiul de silogisme și nu găsesc esența lucrurilor. Îmi vine în minte și exemplul acelui savant sud-corean care a fost dovedit că are cel mai mare IQ din lume și care, după ce s-a plimbat prin universitățile prestigioase, prin academiile pline de savanți, s-a retras la o viață foarte simplă în țara lui, spunând: nu este nimic acolo. Îmi găsesc liniștea, simplitatea, echilibrul și sensul vieții în lucrurile simple, în ceea ce mă definește în modul cel mai profund, pe mine ca om, ca reprezentant al unui etos, al unei tradiții, al unei spiritualități, care și-a pus amprenta genetic asupra mea și care mă modelează pentru viitor. Iar viitorul nu este acesta de aici, ci este viitorul în eternitatea cea fericită, în care suntem chemați să ne împărtășim din iubirea Preasfintei Treimi. Vedem deci că din această simplitate, sau mai bine spus, această simplitate poate fi o lecție deschisă pentru credincioșii, pentru lumea de astăzi, gândindu-ne că în lumea de astăzi oamenii aleargă de dimineața până seara și de multe ori poate nu-și mai găsesc timp de rugăciune, nu-și mai găsesc timp pentru această simplitate, să admire un copac, să-i admire pe cei din jur. Putem găsi în această simplitate a Sfântului un model? Desigur, și de asemenea aș vrea să accentuez, alături de simplitate, și caracterul acesta de mister, de taină, de trăire într-o autentică stare mistică, stare de extaz, de trăire a rugăciunii, plină de Duh Sfânt, pe care mulți dintre credincioșii din București și din țară o regăsesc atunci când vin și îngenunchează și se roagă la racla cu Sfintele Moaște ale Sfântului Dimitrie, în Catedrala Patriarhală. Adeseori vedem oameni care zăbovesc în rugăciune și care reușesc ca în liniștea și pacea aceasta a Sfântului Lăcaș să se întâlnească aievea cu Sfântul Dimitrie și să îl aibă drept prieten, drept ajutător, sprijinitor în rugăciunile lor, ascultător, sfătuitor, povățuitor. E foarte frumoasă această relaționare a noastră cu Sfinții lui Dumnezeu. Dar trebuie să-i căutăm și să-i găsim și să intrăm într-o legătură profundă de iubire cu ei și de comuniune. Vedem în acatistele lor ce frumos sunt ei chemați: bucură-te! De asemenea, și cu celelalte persoane sfinte se realizează o astfel de stare. Îl numim pe Tatăl Ceresc Tatăl nostru, o numim pe Maica Domnului Mama noastră, Maica Bisericii. Pe Iisus îl chemăm cu atâta bucurie, cu atâta dragoste în acatistul său: prea dulce, Doamne Iisuse. Iisuse prea dulce, foarte frumos și foarte adânc exprimată această stare de comuniune. Pentru noi, toate aceste persoane sunt, nu numai că sunt vii, sunt reale, dar sunt foarte apropiate de suflet, sunt prezente permanent în viața noastră a creștinilor ortodoxi, ne înrăurează viețile, pentru că rugăciunile noastre nu sunt niște simple rostiri ale unor formule magice sau obligatorii, rețete, așa cum, din păcate, se distorsionează acest sens al rugăciunii în unele culturi și tradiții. Nu, pentru noi rugăciunea este o ardere în profunzime a unei stări
sufletești de comuniune, a unei stări de bucurie, de întâlnire cu cei dragi. Și aceștia dragi ne sunt cei care ne sunt repere de urmat, Sfinții lui Dumnezeu și, bineînțeles, persoanele cele mai sfinte, persoanele Sfintei Treimi, Maica Preacurată, Îngerii și toți Sfinții. Ați menționat mai devreme de această întâlnire a credinciosului cu Sfântul Dimitrie. Vedem credincioși din toată țara, din București, venind pe Colina Bucuriei pentru a se întâlni cu Sfântul Dimitrie. Această întâlnire, sigur, o vedem și de fiecare dată de câte ori aceștia vin și în timpul anului să aducă cinstire Sfântului. Cum ar trebui să se îndrepte un credincios către racla cu moaștele Sfântului Dimitrie pentru a-i cere ajutorul în problemele de zi cu zi? Este foarte frumos că în aceste zile și mai cu seamă în ziua când se prăznuiește mutarea la cele veșnice a Sfântului, pentru că acestea sunt zilele de prăznuire, zilele când Sfinții noștri se nasc în ceruri ca ocrotitori și mijlocitori, ca Sfinții ai lui Dumnezeu. Este foarte frumos așadar că venim la zilele lor și ne bucurăm să ne reîntâlnim, așa cum mergem la zilele prietenilor noștri, la zilele celor apropiați, și facem acest lucru nu dintr-o obligație, ci dintr-o bucurie, dintr-o plăcere extraordinară de a fi împreună, de a ne reîntâlni, de a întări această legătură de prietenie pe care noi o consolidăm în cursul anului, așa cum ați spus, dar acum, în această zi și în zilele din jur, se vede starea de bucurie și de comuniune ca atunci când te apropii cu multă dragoste de cineva și îl feliciți și îl cercetezi cu prilejul aniversării sale. De aceea, foarte mulți dintre pelerini nu vin pentru ceva anume, vin pur și simplu pentru bucuria întâlnirii cu Sfinții lui Dumnezeu. Am văzut că ați luat adeseori interviuri ale celor care vin la și stau la rând la acest pelerinaj și mulți au spus, au mărturisit acest lucru, că vin pentru bucuria de a fi împreună cu Sfântul Dimitrie sau cu Sfinții lui Dumnezeu, nu pentru a cere neapărat ceva. Sigur, există și un segment de oameni care sunt încercați cu diferite probleme, cu diferite necazuri și suferințe și știută fiind grabnica lucrare de vindecare a Sfântului Dimitrie pentru cei care sunt bolnavi sau pentru cei care sunt în diverse nevoi, se apropie cu credință de racla cu Sfintele Moaște, așteptând tămăduire sau rugându-se pentru dobândirea a ceva bun și de folos pentru sufletul lor sau pentru cei dragi ai lor. Și de aceea se unește pelerinajul de cinstire adusă Sfântului Dimitrie cu un pelerinaj de mulțumire, pentru că sunt și cei care vin să mulțumească pentru binefacerile primite de la Sfântul Dimitrie în urma ascultării rugăciunilor lor, și de asemenea cu cei care fac un pelerinaj însoțit de fierbinți rugăciuni de cerere pentru a li se împlini anumite dorințe de suflet mântuitoare, zicem noi, pentru că acestea trebuie exprimate și nu altele. Trebuie să ne dorim sprijin și ajutor pentru mântuirea sufletelor noastre și celelalte vin și se adaugă. Cum spune Domnul Iisus Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Asta este motivația, să spunem așa, de suflet a acestui pelerinaj. Pentru unii este de neînțeles că vin credincioșii și stau ore
și așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie, dar și la raclele cu moaștele altor sfinți, pentru că știm că de fiecare dată, în fiecare an, alți sfinți vin pe Colina Bucuriei pentru ca toți cei care vin aici să îi cinstească și să se roage. Este acesta un timp pierdut sau este o dovadă de iubire, de mărturisirea lui Hristos? Categoric nu poate fi vorba de un timp pierdut, ci de un timp câștigat. Pentru că acest timp este umplut de o stare de așteptare în rugăciune, în cântare, în meditație, în împlinirea unor gânduri de cercetarea cugetului, într-o firească stare de cercetare de sine și de adunare a gândurilor în sine, pentru a vedea că, făcând această jertfă, avem mare nevoie de smerenie, avem mare nevoie de a cultiva această stare pentru sufletul nostru, de a învinge egoismul din noi, de a învinge autosuficiența, individualismul și de a ne pune la rând. A sta la rând nu este un lucru ușor, dar este un lucru foarte folositor pentru suflet. Ne spune Mântuitorul Iisus Hristos când ne dă o pildă și zice: când te așezi la masă, nu te pune în capul mesii, ca nu cumva venind altul mai important decât tine să-ți ia locul, ci tu când ești invitat, așează-te ultimul, ca venind gazda să-ți spună: prietene, mută-te mai sus. Așa se întâmplă și cu rândul de la Sfintele Moaște, te muți mai sus. Te muți mai sus, încet, încet, loc cu loc, la masa bucuriei, la comuniunea sfinților, câștigi un loc mai înalt, mai sus pentru sufletul tău. Iar cei care se aruncă direct în față, că mai sunt poate și dintre aceia care ar vrea să intre neapărat să fie primii, să ia aminte să nu cadă, pentru că este și aceasta o cădere a individualismului și a egoismului, celor care poate invocă anumite pretexte pentru a eluda această firească înșiruire a pelerinilor. Sigur că sunt și cazuri deosebite ale celor care sunt suferinți și nu pot sub nicio formă să parcurgă o astfel de experiență, am putea să o numim într-un fel ascetică, dar aceștia sigur că sunt cei care, pentru care avem grijă și pentru care oricum Sfântul Dimitrie este prezent aici și rugător în permanență. Poate că speranța lor este ca în aceste zile să obțină un răspuns favorabil la rugăciunile lor și de aceea insistă la rândurile, unii insistă și cu copilași mici. Nu este rău să învățăm, să educăm pe cei mici dragostea și evlavia față de cele sfinte, dar în egală măsură ar trebui să învățăm și respectul față de jertfa și față de sacrificiul celor care înțeleg cu adevărat ce înseamnă un pelerinaj. Pentru că am văzut la acest pelerinaj oameni foarte bătrâni, oameni foarte bolnavi, persoane cu copii chiar micuți, care și-au asumat această jertfelnicie de a sta la rând și de a nu ofensa pe alții prin dorința de a intra neapărat în față. Și le-a ajutat Dumnezeu și au venit în față și s-au închinat și s-au rugat. Și i-am binecuvântat pentru alegerea lor și sunt convins că Sfântul Dimitrie apreciază și această râvnă a fiecăruia. Nu numai dorința expresă de a veni într-un anumit loc și la un anumit timp, pentru că Ortodoxia nu lucrează cu minuni care se petrec la comandă,
nu locul și timpul dau menirea împlinirii rugăciunilor și săvârșirea de minuni. Pentru că astfel ar însemna să cădem în ocultism și în astrologie, să spunem că un anumit timp sau un anumit loc creează o anumită posibilitate de a se întâmpla lucruri nemai văzute. Nu, ci starea care se realizează, starea de rugăciune, starea de transformare a sufletului care trebuie să primeze. Și aceasta trebuie realizată pe tot parcursul vieții noastre. Nu doar așa, să spunem, a, mă duc acolo neapărat, că trebuie să se întâmple o minune, să se realizeze ceva, cum am putea spune, magic. Nu, ortodoxia este împotriva magiei, este total inadecvat să vorbim că noi, sau să afirmăm că noi susținem vreo astfel de formă ocultistă de realizare a unor fapte minunate. Ele nu se realizează pentru că o anumită persoană vine neapărat într-un anumit loc, timp și spațiu, fără a-și transforma sufletul, fără a se schimba în profunzime, fără spovedanie, fără împărtășanie, fără post, fără rugăciune, fără mers la biserică, fără a duce o viață în conformitate cu poruncile Evangheliei Mântuitoare, doar așa anumite participări, să spunem, în momente cheie, nu sunt mântuitoare, ci pot să fie chiar pierzătoare de suflet pentru cei care își imaginează că biserica este o instituție în care lucrurile se petrec așa, la comandă. Nu se realizează nimic pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru mântuire decât cu jertfă, cu strădanie și cu un efort personal continuu în plan sufletesc, cu îndreptarea pașilor pe calea bisericii. Iar cine își îndreaptă pașii pe calea bisericii, învață de la cateheză că nu există fapte de moment, miracole care se petrec așa oricum, ci miracolul este întreaga viață a omului creștin care își-o îndreaptă pe calea mântuirii și se apropie de Dumnezeu prin tot ceea ce face. Așa că și la pelerinaj, cei care vin cu adevărat întăriți sufletește și catehizați știu că odată ajunși în fața sfintelor moaște, trebuie să se roage, trebuie să se închine, să le sărute cu toată evlavia, cu buzele, nu să pună pe sfintele moaște diverse obiecte sau să atingă cu mâna sau cu alte efecte personale. De asemenea, un creștin adevărat lasă și un pomelnic pentru a fi pomenit acolo la rugăciunea continuă care se face de către părinții catedralei pentru sufletele celor care vin, care sunt pelerini la Sfintele Moaște, și de asemenea starea care se creează este una de intensă rugăciune, de liniște, de respect față de ceilalți care și ei se află în rugăciune și în contemplare. Aceasta este starea care trebuie să caracterizeze pe creștini și cei care vin catehizați de la biserici știu aceste lucruri. Mai sunt și o mică, o foarte mică, să-i spunem, categorie de persoane care vin probabil așa să vadă cei pe acolo, poate că nu sunt foarte integrați în familiile lor parohiale și nu cunosc foarte adânc aceste semnificații ale pelerinajului. Mai sunt persoane care vin, poate tot așa, ca să li se întâmple ceva neobișnuit, dar ceea ce cred eu că ar trebui să li se întâmple neobișnuit ar trebui să fie un fulger sau un trăsnet al conștiinței care să îi determine să se schimbe, să schimbe viețile, văzând atâta mulțime de oameni credincioși, rugători, postitori, evlavioși,
să se contamineze de această evlavie și ceilalți și să învețe și ei ce înseamnă a fi cu adevărat creștin, ce înseamnă a fi cu adevărat rugător, ce înseamnă a fi postitor, ce înseamnă să ai duhovnic, să mergi la biserică, să te spovedești, să te împărtășești. Și atunci să vezi cum ți se schimbă viața și cum lucrează Dumnezeu în viața ta, cât echilibru, câtă pace sufletească, câtă putere ți se dă să lupți cu încercările vieții, chiar și cu bolile. Au fost persoane care s-au vindecat de boli incurabile după ce și-au restartat viața. Pur și simplu au pornit de la zero, au rupt-o cu viața de dinainte, plină de păcate și dusă în valul lumii înșelătoare, concupiscente, și au mers pe calea bisericii, pe calea mântuirii, pe calea căutării Domnului Iisus Hristos și a împlinirii poruncilor Lui. Și atunci, sigur că viețile lor s-au schimbat, s-au transformat și a venit și răsplata, a venit și bucuria de a vedea că necazurile încetul cu încetul se estompează. Chiar dacă mai sunt anumite necazuri, omul credincios are un alt tonus, are o altă atitudine față de încercări, are o altă modalitate de a privi lucrurile și de aceea reacția este pe măsură, pentru că nu este singur. Ortodoxul este în permanență înconjurat de această lume nevăzută a prietenilor, a celor care sunt atât de dragi sufletului său și care sunt prieteni, care ne sunt, cum am spus mai devreme, tată, mamă, frați, surori, casnici ai lui Dumnezeu și casnici ai noștri sunt sfinți. Îngerul păzitor, o relație senzațională cu îngerul, de când este ortodoxul, copil mic, știe să-și cultive prietenia aceasta eternă cu îngerul păzitor. Este o prietenie care duce, am putea spune, până la o stare de comuniune desăvârșită, de dragoste și de bucurie de a fi împreună. Ori lucrul acesta, sigur că reprezintă o stare, reprezintă o experiență duhovnicească pe care trebuie să o cultivăm și să le-o arătăm și celor care s-au îndepărtat, care au fost atrași de acest consum de materie al lumii desacralizate în care trăim și în care, punând accentul pe trup, au ajuns ca sufletele lor să fie într-o stare amorțită, latentă, sau chiar putem vorbi în unele cazuri de moarte spirituală. Și din cauza aceasta așteptăm și învierea. Moartea nu este o finalitate, ci este un prag care duce către înviere. Și dacă cineva este chiar și în moarte spirituală, acela nu înseamnă că rămâne acolo atâta vreme cât mai este viu și cu trupul, poate să învieze din punct de vedere spiritual oricând, dar trebuie ajutat. De aceea este, cum ați spus foarte bine, pelerinajul, un factor de mărturisire, un mijloc misionar teribil, pentru că e un prilej în care oamenii se întâlnesc, discută, comentează, freamătă de această, cum să spun eu, de acest dialog duhovnicesc care este foarte frumos și care pe mulți îi zidește și le determină o transformare în viața lor, o schimbare în bine. Să ne ajute Dumnezeu să simțim, să cunoaștem și noi această schimbare. Părinte, din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Am putea vorbi mult despre pelerinaj, despre rolul Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor în viață și în actul acesta de mijlocire înaintea premilostivului Dumnezeu, însă vă invităm să reluăm această temă într-o ediție viitoare. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu drag, Doamne ajută! Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă invităm să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran.
Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!